gata? Nu vrea răbdare. Bună ziua și bine ați venit! Aș vrea să vă salut, aș vrea să salut prezența invitaților noștri, domnul senator Dragoș Lucian, preotul nostru paroh, părintele Grigore. Fostul paroh, părintele stares de la Mănăstirea Strigoi, colegilor mei consilieri, dumneavoastră, echipei Exclusiv TV. Ne-am adunat aici cu ocazia acestui eveniment, pot să spun, deschiderea magazinului Profi. După cum bine știm cu toții, Profi este un magazin cu renume, este un magazin unde găsim produse și servicii de calitate. În afara acestor produse și servicii de calitate, trebuie să ținem cont de faptul că acești oameni au adus 14 locuri de muncă. Toți acești 14 angajați sunt localnici, sunt locuitorii comunei noastre și ținând cont de faptul că în ultimul timp nu prea s-au înghesuit investitorii în localitatea noastră, aș putea spune că este de bun augur. Le mulțumim și le dorim viață lungă și acordăm tot sprijinul nostru. Aș vrea, domnul senator, dacă vreți să ne spuneți astăzi câteva cuvinte. Da. Sigur că dacă sunt onorat și bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi, o zi bună, un început bun de drum, o deschidere pentru investitori. Sunt întotdeauna alături de domnul primar Răzvan Tudose, un primar tânăr, elegant, educat, cam ceea ce ar trebui să avem cu toți în județul Bacău. Astăzi este un motiv de bucurie pentru noi toți. În primul rând pentru dumneavoastră, ca și consumatori, pentru că veți beneficia de serviciile și produsele acestui magazin Profi. Gândiți-vă numai la faptul că magazinele Profi negociază cantități enorme de marfă cu un discount care vă oferă și dumneavoastră un preț atractiv. Este motiv de bucurie și pentru autoritățile locale, pentru că orice investiții de acest fel generează locuri de muncă, așa cum ați auzit, sunt 14 locuri de muncă, ceea ce înseamnă, evident, taxe și impozite mai multe la bugetul local, care pot fi folosite în interesul comunității din Zemeș. Vreau să mai spun singur lucru. În 2008, în prima mea zi de mandat ca viceprimar al municipiului Bacău, am participat, am inaugurat, de fapt, un hipermarket în Bacău. Ei bine, acest hipermarket a avut încasări peste așteptări. Ceea ce pot spune, m-au sunat ulterior să spună că le-am purtat un real noroc. Sper să port același noroc și magazinului Profi. Doamne ajută, felicitări și vânzări cât mai bune! Mulțumim! O să ai deschiderea oficială a magazinului. Aveți un cuțit acolo la magazin? Poate găsim pe cineva. Avem? Haideți. Da. Să fie într-un ceas. Să fie într-un ceas. Dumnezeu numai bine. Da, da, nu e vorba de asta. Haideți să terminăm, nu? Hai. Да, мы делаем, мы делаем.